Corinteni, capitolul 6, versetul 14. Nu vă jugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși, că ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu. Eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. De aceea, ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul, nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel atotputernic. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. Amin. Vă rugăm, reocupați locurile. Nu va fi o predică, va fi doar o schiță de predică, probabil, ca să împlinesc și dorința unor frați. Cuvântul Domnului spune, nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cel necredincios. Textul ăsta noi îl aplicăm de regulă la predicile de căsătorie. Se pretează foarte bine când spunem fetelor, nu aveți prieteni nepocăiți. Când spunem băieților, nu vă căutați fete nepocăite. Dar jugul cu cel necredincios, deși se pretează foarte bine la problema căsătoriei, nu este numai pentru problema căsătoriei, este și în problema căsătoriei. Este și în problema de relații cu alții, relații de familie, prietenii și chiar unele asocieri profesionale, în care ne dăm seama că noi nu ne-am putea păstra curăție înaintea lui Dumnezeu. Că spunea Pavel în 1 Corinteni 15:33 acolo, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Ce înseamnă jug? În primul rând, jug înseamnă lucru, muncă. Ia jugul lui Hristos pe umăr, avem noi o cântare. Trage lângă el, la rând. Jug înseamnă o delimitare, în al doilea rând. Animalele care intrau în jug n-aveau libertatea celorlalte, pentru că jugul îți delimitează activitatea ta. Jug înseamnă autoritatea cuiva. Romanii erau, adică evreii erau sub jug romani, românii au fost sub jug otoman, am învățat. Deci, când vorbim de jug, are mai multe înțelesuri. Dar vine Scriptura și ne spune un lucru. La Dumnezeu, frații mei, funcționează, l-am numit eu, nu știu dacă e vreun termen teologic, n-am apucat să fac teologie, nu spun că nu-i bună, sunt domenii în care te disciplinează și chiar merită făcută, numai să te duci pocăit și să vii tot pocăit de acolo. Am numit eu principiul separării. La Dumnezeu, Dumnezeu e foarte clar. La Dumnezeu totul e ordine și când din haosul ăla care domnea înainte de creație, când pământul a fost făcut la început, dar în versetul 2 Dumnezeu a început recreerea, spune Domnul, cuvântul Domnului că Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric. E foarte clar, Dumnezeu a despărțit lumina încolo, întunericul încoace, a definit noțiunile, a numit lumina zi și întunericul a numit noapte. Ce trebuie să facă un copil al lui Dumnezeu din 1 Ioan 3:1? Că suntem copii al lui Dumnezeu. Păi și în viața noastră, și în adunarea noastră, și în familie, și în activitate, trebuie să deosebim lumina de întuneric. Amin? Să le despărățim și să spunem lucrurilor pe nume. Vine câte o soră tânără și spune, mama, îi păcat să mergi fără batic la adunare? Și să o vezi pe mama cum, na, când eram eu, era păcat, dar pune ceva, că frază comentează, pune. Bă, dar dacă nu-i păcat, îi spun că nu-i păcat. Și dacă-i păcat, spun că-i păcat. Știi ce se întâmplă? Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric. Dacă vreți,
apele de sus de apele de jos. Au făcut o întindere numită cer și au despărțit jos ape, mări, izvoare, țâșnesc în pustie, deasupra alte ape și Dumnezeu le-a despărțit. O despărțit apele de uscat. Cum? Știe Dumnezeu cum le-a despărțit. Dar au făcut despărțirea asta. Maestru amestecului este diavolul. Și diavolul are acum o preocupare să amestece iar lumina cu întunericul, păcatul cu neprihănirea, sărbătorile cu nelegiuirea și să produc câteva pericole în amestecul ăla. Și vine acum Pavel și spune, măi, oameni buni, nu vă înjugați la un jug nepotrivit. Ce legătură între lumină și într-un nelic, în Hristos și Belial, între credincios și necredincios, între Dumnezeu și idol? Ce legătură? De ce ne-am străduit noi să-i facem prieteni? De ce ne-am străduit noi să-i amestecăm iară? Mi-aduc aminte de predicile fraților noștri dinainte, ei predicau foarte simplu. Foarte simplu, veneau frații de la Vicovul de sus și spunea, soră, mi-aduc aminte, eram 3-5 ani, nu știu, dacă vecina ta face o cumătrie și tu i-ai împrumutat scaune că nu îi ajungeau, ai și luat parte la lucrări neroditoare. Dacă i-ai împrumutat asta și ai participat cu asta, domnule, mintea la oamenii ăștia era foarte clar să predice. Dar după ce s-au deschis acum granițele, după Revoluție, în Bucovina era un obicei. Odată pe lună, toate comitetele din adunări, Bucovina românească și Bucovina ucraineană de acolo, că sârma din pat o rup Bucovina în două, ne adunam și stăm de vorbă, păstori, prezbiteri, diaconi, frați din comitet. În adunarea din Volovăț eram peste 500, poate 600 de frați, toți veniți la un sfat și aveam o temă. Pe ordine de zi. La timpul de rugăciune a ieșit o lucrare prin fratele Iliuță Cornea, un proroc dovedit al lui Dumnezeu. Și a spus, poporule, închidem poarta dinspre vest, că-mi intră stricăciunea. Voi ziceți, aceasta nu-i păcat, aceea nu-i păcat. Și atunci vă întreabă pe voi Duhul Sfânt, ce mai numiți voi păcat? Și fratele președinte de la noi, om cu două facultăți, cu 14 copii pocăiți, mi-aduc aminte, o luat așa, o dat deoparte, azi nu mai avem ordine de zi. Ne pare rău, frate, după 80 de ani de penticostalism, trebuie să hotărâm cu o dată ce-i păcat și ce nu-i păcat. Știți ce se întâmplă? Când nu se trăiește pocăința, când se amestecă iar lumina cu întunericul, se face amurgul ăla în serare aia permanentă, spuneam eu că sunt câteva pericole. Primul pericol e pericolul confuziei. Că noaptea știi că nu vezi și ziua la amiază știi că vezi. Dar când e pe înserat se conduce cel mai greu mașina. Că apare confuzia asta, parcă e o lumină, parcă e o umbră, că e bănuiala unei umbre. La noi, în viața noastră, în inimile noastre, în casele noastre, am dat voi încet, încet să se amestece iar lumina cu întunericul și apar mari confuzii. N-ați auzit prin adunare, frate, nu mai știu ce să cred, frate, nu mai știu ce să fac. Dar cum botezat cu Duhul Sfânt, cu ani de pocăință, ai ajuns să nu mai știi? Pentru că întunericul a venit încet, încet peste lumina aceea, s-a făcut iar așa o înserare și în înserare, în amestecul ăsta este confuzie. Dumnezeu îi spunea lui Adam așa, Adam, uite-ți, vezi grădina asta? După plăcere din toți pomii, din ăsta n-ai voi. Amin. Adam i-a spus lui Eva, eu știut. Câte zile, câte luni, câți ani, nu știu, dar a venit cineva și a spus, oare o zis Dumnezeu să nu mâncați? Da, să nu mâncăm, să nu ne atingem, că murim. Nu muriți. El știe că dacă mâncați, veți cunoaște binele și răul și veți fi ca el. Și deodată săraca Eva e plină de confuzii. Măi, oare murim? Oare nu murim? Oare ce se întâmplă? Și în confuzia ei, o întins mâna și o mâncat. Și o murit.
Pentru că atunci când nu-i delimitat clar păcatul de nelegiuire, se produce confuzie. Odată era o căsătorie în America și eu stam de vorbă cu mireasa și îi spun, măi, soră mireasă, tu vii dintr-o familie conservatoare, oameni foarte pocăiți, ai, nu mă mai puneți verighetele, că astea nu au fost la pocăiți la începutul pocăinței, numai bunăstarea vi le-o adusă, ai, nu mai pune aici. Și ca să-l conving, eu pe mireasă îi spun, și păstorul adunării s-ar bucura mult să veniți fără verighete. Și i-am spune, frate Dragoș, nu mai știu ce să cred. La mine s-ar bucura să vin fără verighetă și nevastă lui are verighetă. Eu ca și fată tânără, ce să cred? Și eu chiar m-am gândit, ce să creadă fata asta? Păstorul îi spune, hai vină fără verighetă, că e mai smerit, e mai pocăiești, e mai bun. Dar nevastă are verighetă. Și vedeți că lumina cu întunericul amestecate, știu că nu o să mă mai iubiți la plecare așa de tare, dar nici nu vreau să vă rămân dator cu ceva. Produce o confuzie, pentru că diavolul amestecă lucrurile astea în cazanul ăla lui, de care vorbea prorocul din vechime, așa le amestecă toate și nu mai știi ce să crezi. Primul pericol care apare în amestecul ăsta e confuzia. Confuzie în ascultare, dar oare asta e păcat? Dar oare asta e păcat? Dar știi de ce spui întrebarea? Că-s probleme în viața ta cu pocăința. Apare confuzie în interpretarea lucrărilor Duhului Sfânt. Spunea Ioan 4, prea iubiților, nu dați crezare oricărui Duh, că nu stăte Duhul de la Dumnezeu. Dar de unde mai sunt? Ei bine, sunt duhuri care nu-s de la Dumnezeu. Și în adunările noastre avem și așa, și așa. Și vine o lucrare la unul că e alb și e arhanghel și vine altul și ne negrește. Nici omul nu mai știe ce să creadă și nici adunarea, băi, e bun sau rău, cu obul lucrări și așa, și așa. Știți de ce? Îs probleme cu pocăința. Că eu am spus, dacă ar veni la mine unul din voi, oricare să prorocească, bărbatul e sfânt, i-a spune, stai omule, mai liniștit. Eu știu că nu sunt, eu mă cunosc pe mine. Lupte, ispite, cădere, înfrângeri, eu mi le știu. Și de-ar veni unul să spună că ești dat afară din rai și ești negru, eu spun, lasă mai moale, că Dumnezeu știe lupta care o duc și dorința care o am de pocăință. Deci nu m-ar putea înșela așa ușor un proroc. Dar de cine înșală? Apare confuzie. Când suntem pocăiți, când nu suntem pocăiți, când e păcat televizorul, când nu-i păcat, când e păcat cu batic, când nu-i păcat, când e voie cu... Pavel spune nu cu aur, spune clar, noi negociem și venim cu aur. Și la un moment dat trăim într-o confuzie mare, pentru că încercăm să amestecăm lumina cu întunericul. Să ne dea Domnul pocăință în seara asta. Frații mei, eu v-am spus, i-am spus lui Emil de rândul recunt, nu-mi dați niciun leu și niciun dolar, pentru că eu am cu ce trăi, am acasă animale și am cu ce trăi, dar vreau să mă duc acasă încredințat că eu, ce vă spun, nu vreau să șochez. Nu-mi place să dau cu bâta în baltă numai din dragul, băi, eu a fost cineva la noi. Dacă aș ști cum vă iubesc ca pe frații mei, dacă ar ști fetele astea și băiețe, vă iubesc ca pe copiii mei și dorim când va veni Domnul să ne întâlnim acasă împreună. De ce să trăiești în America an și an de zile aici să te străduiești și la urmă să pierzi răsplata pentru niște lucruri de nimic? Există confuzie în interpretarea lucrării, că prorocește și Ieremia și prorocește și Hanania. De ce? Și pentru că poporul era păcătos, era mai degrabă înclinat să-l creadă pe Hanane. În 2 ani de zile aduce un nelt, îl sfarmă jugul, robie, îl îndepărtează pe împăratul Babilonul. Le convenea prorocia, dar nu le convenea să se pocăiască. Și atunci apare confuzie la ei și întreabă împăratul, măi, vine împăratul Zedechia, mă prinde, te prinde, mă dă în mâna lor, te dă. Vine Hanania, stai liniștit că nu o se întâmplă. Și pentru că Zedechia nu era cu frică de Dumnezeu de plină, nu mai știa ce să creadă. Se mai întâmplă că prorocește și, știu, Zedechia și face 2 coarne și spune lui Ahab în împărați 22 și lui Iosua, cu asta-i bat? Și vine mica fiul lui Imla și spune, ăsta nu prorocește bine niciodată, nici nu-l mai ascultăm. Se mai întâmplă că merge Pavel prin Filip și predică Evanghelia.
Și când merge o ghicitoare, o slujnică a unui care avea un duc de ghicire, strigă după ei: oamenii ăștia sunt slujitorii Dumnezeului celui prea înalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Drept era? Drept era, așa-i. O, cât la din noi ne-ar place reclama asta că tu ești pocăit, că ești bun, că ești sfânt. Și era drept ce spunea, dar sursa nu era bună. Și Pavel nu permite confuzie, că dacă el tăcea și accepta că îi convine lucrarea, îi convine... Eu știi ce am mai întâlnit? Sunt proroci care sunt contestați prin adunări. Și spune, băi, ăla nu se împlinesc lucrările. Dacă în cineva are o lucrare bună, zic, frate, am văzut cum mi-a vorbit Domnul. Dar ieri nu era bun, azi e bun că mi-a vorbit mie bine, știi? Și asta e confuzie la nivelul nostru. Dar dacă Pavel tăce bucuros, se întâmpla altceva. Spuneam oamenii din cetate că știe că asta e ghicitoare. Uite, măi, ghicitoare, asta e ca și oamenii ăștia, ei sunt la fel, uite, nu se contrazic, ei se înțeleg. Și în Filip era o mare confuzie. Dar Pavel năcăjit a spus, în numele lui Iisus Hristos ieși afară. În împărăția lui Dumnezeu nu se face niciun fel de compromis. Nu se amestecă lumina cu întunericul, să ne dea Domnul pocăință, amin? În privința închinării, aduceți-vă aminte de comic, tragic, ce era acolo în Samaria. Când au venit multe popoare să închină la Dumnezeii lor și când au venit leii și tigrii, au început să-i mănânce, au trimis niște preoți să-i învețe închinarea adevărată. Și Biblia spune în capitolul 17 acolo că samaritenii se închina fiecare la Dumnezeul lui și se închina și la Jehova. Câte confuzii putea să fie acolo? Când te închini și la Dumnezeu, te închini și la idol. Și spunea cuvântul Domnului Ioan, ultimul verset din 1 Ioan, copilașilor, păziți-vă de idol. Dar nu predicăm despre idol în seara asta, că e o predică lungă și nu știu dacă ne-ar place. Dar era o confuzie mare. Ne închinăm și la Dumnezeu, Sferfervaimul și cei din Cuta și din Nava și din Babilon, ne închinăm și lui Jehova. Era mare confuzie acolo, știți de ce? Nu erau evrei cu frică de Dumnezeu, era o populație amestecată. Confuzie în înțelegerea Scripturii. Merg doi ucenici spre Emaus, vorbesc între ei. Și li se alătură un străin și spune, ce cu vorbele astea? O, dar tu ești singurul străin, nu știi ce s-a întâmplat cu acel Iisus, proroc puternic în fapte și în vorbe, cum a fost răstignit. A fost îngropat, noi trăgeam nădejde că El va izbăvi pe Israel. Bancă niște femei de-a noastră ne-au pus în mirare. Au spus că a fost la mormânt, au văzut o vedenie de îngeri, mormântul era gol. Câtă confuzie în mintea lor! Era multă confuzie. Nu puteau să creadă femeile care au văzut mormântul gol și le spune Domnul, o, nepricepuși, zăbamniți cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus Scripturile. Ei despre Hristos credeau că vine un împărat, îi îndepărtează pe romani, pe dânsii îi face miniștri, le convenea pocăința asta. Dar despre Hristos se spunea că e zdrobit, părăsit de oameni, om al durerii, obișnuit cu suferința, Isaia 53. Ei o luat numai partea care le place lor, că așa ne convine și nouă din pocăință, partea bună, partea de prosperitate, Evanghelia prosperității, fără dureri, fără ascultări, fără sfințenie. Nu este așa pocăință, fraților, și Dumnezeu nu o acceptă așa. Deci atât că se produce confuzie, al doilea pericol. Pericolul înjugării. Când ești prieten cu o familie nepocăită, ai relații cu oameni nepocăiți, cu ăștia. Al doilea pericol, primul a spus că e confuzia, al doilea sunt influențe negative. Spunea odată un frate, într-un coș cu mere bune, dacă pui un măr putrid, știți ce se va întâmpla? Spuneți voi, alea bune îl fac bun și pe cea la putrid, nu? Numai nu se întâmplă așa, nu știu de ce. Ăla, unul singur rău, dacă îl pui pe lângă multe bune, toate spătează de la el. Știți ce pericol e mare? Sunt influențele negative. O tânără se împrătenește cu o fată de în lume.
deja e un mare pericol. O familie de pocăiți cu o familie de nepocăiți, deja este un mare pericol. Un pocăit din adunare cu un nepocăit botezat în adunare, știți că deja este un mare pericol? Pentru că apare pericolul influențelor. Sunt oameni cu influență. În popor, în societate, sunt formatori de opinie. Îmi spunea cineva în vremea lui Ceaușescu, Dragoș, cei mai buni informatori ai securității și spionaj și ce vreți, îți folosiți în Ministerul Cultelor. Nu în Ministerul Industriilor, că devine un spion și fur un șurub, facem noi alt șurub. Dar Ministerul Cultelor sunt formatori de opinie. Să ridică un om și vorbește la 10.000 de oameni și ăștia pun mâna pe armă, că se formează o opinie. Și așa au fost și cu Revoluția, cu Laszlo Tötyös. La o cuvântare o luat foc. Ei bine, și în adunare sunt frați și surori formatori de opinie, care influențează pe alții. Și dacă sunt nepocăiți, vor forma curente și partide de nepocăiți în adunare. Dar știți de ce? Pentru că nu-i pocăință să amestecă lumina cu întunericul. Gândiți-vă dumneavoastră la Moise, să suie sus pe munte, 40 de zile și 40 de nopți, și vin niște evrei și spun lui Aron, Moise, omul acela, nu știm ce s-a făcut cu el, fă-ne un vițăr. Și Aron, care trebuia să pună piciorul în prag, nu vă fac niciun vițel, măi. Moise, în prezența lui Dumnezeu, ne aduce îndată legile. Spune, dați îmbrățări, cercei, mărgele, că de astea au fost întotdeauna. Și uitați cum se justifică Aron. Când vine Moise, spune, mă, tu ai făcut pe Israel să păcătuiască. Ce ai făcut? Le-am luat cercei, îmbrățările, le-am aruncat așa în foc și o ieși vițelul ăsta. Voi credeți? Voi credeți? Un bătrân, mare preot în Israel, cu numele de Aron, mai în vârstă decât Moise. Credeți că au aruncat așa niște bucăți de aur și au ieșit un vițel cu coarne și copite? Da, de unde? Acolo a fost făcut o formă, a fost topit, a fost turnat, dar noi știm să ne justificăm păcatul. Când am păcătuit, numai atât am făcut, dar n-a uite ce a ieșit. Nu e adevărat, tu știu ce iese, tu știu ce se întâmplă. Dar Aron s-a lăsat influențat de popor. Și asta nu-i bine, că a fost o influență negativă. Aduceți-vă aminte că era o zi onomastică, o zi de naștere. De aceea pocăiții nu sărbătoresc, nu fac onomastice, că toate zilele sunt ale Domnului. Am mai întâlnit pocăiți care făceau deosebire între zile și când împlineau ani erau toată familia în zi de post. Parcă n-am putut să-i condamn prea tare. Ei, dar odată o fată joacă tare frumos, joacă frumos și le place la toți și se duce Irod și spune, cerem ce vrei. Și o fată tânără, o fată gingașă, o fată nevinovată, știți ce a cerut? Care știe? Adă-mi pe o tipsie capul lui Ioan Botezătorul. Mă uit aici multe fete, care ar fi cerut așa? Să vezi un cap plin de sânge, să vezi un om decapitat, pus așa pe tavă și adus. Chiar îi trebuie la fata asta capul lui Ioan Botezătorul? Nu, dar ea s-a consultat cu cineva. Știți cu cine? Cu mama, și mama a influențat-o. Atenție, mame, la influența care o aveți față de copii. M-am dus odată în diasporă la o căsătorie, m-a chemat un frate păstor foarte conservator, și s-a însurat ficiorul. Mi-a spus, băi, te rog să predici așa, dar înainte de nuntă îmi spune el, uite, vezi nora asta, îi bucovineancă de-a voastră. Ăsta era de Ardelean, păstorul. Îi bucovineancă, băi, are o voce ca o privighetoare, cântă, s-a îndrăgostit băiatul de ea, îi fată frumoasă, dar să spun ceva, măi. O ieșit la cântat, într-o adunare mare, acolo peste 1.000 de membri, și când o ieșit, măi, frate, dragul, așa niște tocuri. Nu putea să meargă, strâmb, așa, o merg, se pune acolo, o cânta cântarea, după care i-am luat-o pe după cap și am spus, băi, tu ești fata mea, măi. Tu de acum ești fata mea, ești așa de frumoasă, uite ce voce ai tu de la Dumnezeu. Ai, te rog, o mai veni cu tocuri astea așa din alte, nu vezi că nici nu poți merge pe ele. Fata tace din gură, pune capul în jos și se duce la mama. Și spune, mama, eu îi cunosc bine, bine, de aceea spun, mama, uite ce a spus tata socru, să nu mai vin cu pantofi ăștia așa de mari, cu tocurile astea, tu ce îmi spui? Și mama să-i spune, măi,
dacă nu-i place să te vadă, nu-i mai lua. Dă-i încoace că e în călțiu de acum. Și îmi spune, măi frate Dragoș, a doua zi o văd pe Cuscra de 52 de ani că merge așa, că i-o luat e. Ce să învețe fata de la mama asta? Ce să învețe fata de la mama asta când se seamănă confuzie și influență negative? Că a spus Dumnezeu lui Iosua în Deuteronom, când intri în Canaan să nimicești toate popoarele, știi de ce? Ca nu cumva să te târască spre Dumnezeii lor, în închinarea lor. Dar nici o seminție nu a făcut așa. Și Domnul a spus, le lăs acolo să-ți fie un spin în coaste, pentru că n-ai ascultat, să te năcăjească în continuu. Și au căzut evrei în închinarea la idol, în idolatrie, că nu a ascultat de Dumnezeu și a fost păcatul lor capital. I-a împărțit Dumnezeu în lume și dacă evreii au scăpat astăzi de ceva, au scăpat de idolatrie. Nicăieri în lume n-ai să mai vezi un evreu cu un pui de idol la dânsul sau purtând idolul, pentru că o învăța lecția asta. Există influențe negative. În închinare se duce Ahaz, împăratul lui Israel, la Damasc și vede un altar grozav de frumos. Și dacă îl vede, îi face o schiță de semn tehnic, trimite la marele preot și spune, așa, când vin eu, dar întreabă marele preot, dacă cu altarul acela vechi, ce să fac? O zic că nu-mi pasă de el. Așa mă întreb câteodată cu rânduielile vechi, cu cântările vechi, cu pocăința veche, ce facem? Și câte unii spun, nu ne pasă de ea, o scoatem afară. Influență din Siria, influență de la Damasc. O împrumuta lucrurile de la Damasc și le-a dus la el în templu. Ba încă mai spune că acum îi ecumenism, vine împăratul Damascului la Ierusalim și de hatârul împăratului Damascului o schimbat intrarea de afară, o schimbat pridvorul lui Solomon și o făcut multe schimbări. Că vine împăratul Damascului și ce dacă vine? Fraților, intrarea în adunare nu noi schimbăm niciodată. Ușa asta rămâne o ușă strâmtă, că așa a spus Hristos. Vin senator, vin parlamentar, vin patron, vin pretențios, dar noi nu dăm cuvântul după ei. Eram odată la o căsătorie și când a venit alaiul ăla cu mireasa, nu la noi, în altă parte, știam că sunt niște oameni de vază, patroni, și îi spune la păstor, păi ce m-ați chemat pe mine? Ce se predică ăla ăștia? Ce oameni? Și ăla îmi spune, băi, predică-l după Scriptură. Predic pe Scriptură și să dea ei după Biblie, dar n-ai să dai tu Biblia după dânsă. Știi cât de mult m-a încurajat? Și am fost altă dată la o căsătorie și cineva a făcut prezentările pe primele trei bănci. Ministru, ministru, secretar de stat, director general de finanță, director OAPI, director, senator, parlamentar, trei bănci de senator, parlamentar, ministri cu nevestele lor. Știți ce am predicat la nunta aceea? Despre judecata viitoare din Apocalipsa. Că am spus eu dulcegării de este la nuntă, mai spun eu altă dată. Dar când mai prind eu atâția senator la un loc? Și am vorbit de judecata lui Dumnezeu, judecata viitoare. Când am terminat, vine la mine un senator, Constantin Gheorghe, și îmi spune, domnule, vreau să vă felicit, dar aveți așa o harismă, aveți un har, să spune. Eu n-am fost niciodată, dar m-am simțit așa de bine. Și eu pun capul așa în jos, un pic supărat, și spun, domnule senator, eu azi am greșit predica. O, nu, nu, de ce spui că ai greșit? Domnule, eu am predicat ca dumitale să nu te simți bine. Eu am vrut să te pun în fața justiției lui Dumnezeu, păcatele tale și judecata viitoare. Și el spune, niciodată în viață nu m-am gândit la judecată ca și astăzi. Ei zic, atunci am predicat bine. Știți ce se întâmplă, frații mei? Vin senator, vin parlamentar, vin prieten, vine vărul nu știu care și o lăsăm mai moale cu învățătura, cu pocăința, nu cumva să-i supărăm. Dar noi nu facem ca Ahazia, de hatârul împăratului Asiriei schimbăm rânduiala în adunare și pocăința. Pocăință, pocăință, o cântați cântarea, rămâne pocăință și pe calea pocăință ajungem în cer, amin? Scurtez predica, al treilea pericol, dau un singur exemplu dacă vreți. Am spus că primul pericol când amestecăm pocăința cu nipocăința, lumina cu întunericul apare confuzie și nu mai știi ce avem de făcut. Dar noi suntem de vină.
Al doilea apar acele influențe păcătoase. Și a treilea apar obligații păcătoase. Că dacă te-ai înjugat cu ăsta, apoi ai și obligații față de el. Că David a fost un sfânt până la urmă, dar odată când a primit o scrisoare, Ioab, fiul țeruie, pune-l pe Urie, hetitul, în locul cel mai greu al luptii și trăgeți-mă înapoi. Putea să spună Ioan, Urie, hetitul, îi din trupele speciale. Când s-a trecut vitejul lui David, numele lui Urie, hetit, era o trupă de elită. Unul de ăsta omora și bătea mii de oameni. Erau oamenii lui Dumnezeu. David, nu pot să fac asta. Dar a fost un compromis. Eu, tu mă ții marele oștean, căpetenia oștirii, eu îl omor pe Urie, hetitul, prin sabia fiinul lui Amon și suntem prieteni. Că atunci când te pui la jug nepotrivit, apar de acum obligații păcătoase. Și vrei, nu vrei, trebuie să le faci că ai obligații. Eu aș dori ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Mă opresc din predică aici, că ar fi mult. Domnul spune, depărtați-vă de ei, ieșiți din mijlocul lor și vă voi primi. Și ultimul verset care l-am citit, de fapt, 2 Corinteni 7 cu 1, și nu mai explicăm nimic de aici, spunea Domnul așa, fiindcă avem astfel de făgăduință, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt, în frică de Dumnezeu. Amin? Domnul să vă binecuvinteze. Nu știu dacă ne-o mai întâlni odată în viață. Ce v-am spus, v-am spus din încredințarea care o am eu. Sunt lucrurile care mi-au descoperit Duhul Sfânt. Nu le-am spus să șochez, nu le-am spus să impresionez pe nimeni. Nu caut slavă nici de la voi, nici de la oameni, dar caut folosul celor mai mult. Doresc ca Dumnezeu să vă mântuiască pe voi și casele voastre și la marea întâlnire să ne vedem cu toți în cer. Amin.